Disponibilizat după ce Ciahlăul și-a achiziționat un portar din Serbia, Andrei Rohețchi a fost recomandat de către nemțeni celor de la FC Botoșani. La noua sa echipă, Andrei Rohețchi va fi coechipier cu alți doi suceveni, Tudor Homneac și Ovidiu Halib. De-a lungul carierei, Rohețchi a jucat la Cetatea Suceava în perioada 2004-2009 și la Ciahlăul Piatra Neamț între 2009 și 2011. În urmă cu două sezoane, fostul portar al Cetății a bifat 10 meciuri în primul eșalon. Andrei Rohețchi mai avea contract cu Ciahlăul Piatra Neamț încă 3 ani.